Șerban Pavlu! Șerban Pavlu, băi, ești nebun! El și nu umbra sa! Da, fratele! A, mama, deci în momentul în care a intrat, a lăsat așa o... A fost un moment dintre ăsta, vă! Știi? M-a dus cu gândul la filmul ăsta de pe HBO. A venit la mine acasă. Nu știu! Ne-am familia. Mi-e frică cu tine. Mi-e frică și fără tine. Și am zis, păi, eu n-am apucat să văd, dar vreau să mă uit, pentru că văd că are o prezență foarte, știi, e periculos. Prieten, n-am venit aici să fac glume. Mie nu mi-a ieșit nici când eram plătit. Sunt aici ca să apăr niște oameni pe care i-ați supărat, chiar și pe Fuego. Ce, Fuego nu e om? Adică știu, i-am văzut aripile, știu unde și le ține, fix în dulapul pe care își ține pastilele. Dar voi vă luați aici de niște oameni care muncesc. De fapt, chiar acum când vorbim, Fuego filmează Revelionul pe undeva. Apropo de Revelion, am înțeles că la anul Cabral o să prezinte Revelionul la ProTV. Cred că au înțeles că fac audiență cu negru. Mă rog. De ce am venit? Am venit să vă invit la bun simț. S-au spus aici lucruri ciudate despre Andreea Bălan. De exemplu, care avea talent. Ca așa și pe dincolo. Dar nimeni nu o laudă pe Andreea Bălan, de exemplu, că nu și-a făcut nicio operație estetică. Deși ar fi trebuit. Andreea, tu ești naturală. Andreea, de-aia te iubim. Pentru noi, Andreea e ca Chuck Norris. Ai murit, ai înviat. Și în momentul ăla mi-am dat seama că nici moartă nu o să te retragi din muzică. Mă rog, adică din dans. Așa, wow. Ai, da. Mă rog, adică din dans, ne-am zis. I love. S-a mai spus aici că Virgil Ianțu făcea cândva emisiuni de succes. Asta mi se pare o măgărie. Cum să spui așa ceva? Emisiuni de succes. A fost o emisiune, emisiune. O emisiune. Și acum Virgil Ianțu e prezentator la televiziunea română, televiziune de stat, unde a ajuns și Mircea Radu de câțiva ani. Practic, toți cei care nu și-au permis un loc într-un azil privat. Ce s-a mai spus? Ah, s-a spus că Măruță a ajuns cât Brenciu. Altă măgărie, astea nu-s glume. Greșit, mie mi se pare că a ajuns mai mare decât Brenciu. Cătălina, eu știu că acolo sunt probleme cu banii la ProTV, dar... Vă plătește în shawarma? Vă plătește în parizer, în bomboane? În... Mă rog, să revedim la ce se întâmplă aici. De ce lumea nasoală și de Roxana Vancea, dar... Roxana Vancea, chiar așa am ajuns să vorbim de Roxana Vancea. Vancea, eu am cunoscut-o pe Vancea, mă rog, cine n-a cunoscut-o. Avocatul iubirii. Stai acolo. Vancea nici măcar n-a vrut să fie vegetariană, a fost nevoită pentru că fuge după bărbați mâncând pământul. Și așa s-a obișnuit ea. Dragi anteniști, respectați-vă valorile, dragi anteniști. Că și așa n-aveți multe. Aveți însă câteva vedete extraordinare. Mai sunt vedete extraordinare. Dan Negru, de exemplu. Dane, dă-mi voie să-ți spun o părere personală. Arăți extraordinar, ai pielea atât de întinsă pentru vârsta ta. Chiar nu-mi dau seama dacă ai făcut lifting sau operație de mărire de penis. Nu-mi dau seama. Singur om de respectat de pe aici mi s-a părut Dan Bidman. Dan Bidman... E totuși Dan Bidman, a prezentat Antitalent. Apropo, nu cred că am văzut vreodată o emisiune care să se reflecte mai bine în titlu. E... L-am văzut și pe Dan Bidman în pauzele de la filmare, se făcea masaj. Ăsta, da, respect, cel mai mișto masaj cardiac pe care l-am văzut eu vreodată. Respect. Oh, mama mea. Mircea Badea, am înțeles că începe o emisiune nouă. Mircea, îți țin pumnii, că înțeleg că tu ești obișnuit cu asta. De Gâdea, ce să mai zic, că n-are lumea salivă în gură, să-i spună cât de mult îl iubește.
Și aici, în fața mea... Stai drept. Mort de râs. Stai drept. Este Mihai Bendeac, Mișu. Mișule, am început amândoi la Puii Mei. Pe urmă am intrat amândoi în Umbre. E un serial, tu în... A devenit așa un fel de umbră ce era. Eu am învățat multe de la Mihai. Multe. Unele lucruri nu se pot spune la televizor, celelalte nu contează. Asta chiar mi-a scăpat. Mihai Bendeac. Erai cândva minde Mihai Bendeac. Ai început să semeni cu Mihai Ben gay. Și nu spun gay în legătură cu orientarea sexuală. Că aici tu nu poți să te orientezi nici cu Waze-ul. Ce spun e că ai îmbătrânit, Mihai, dar eu te iubesc. Te iubesc și sunt fanul tău și cred că ai reușit să faci enorm de multe lucruri pentru un om cu un creier atât de mic. A, scuze, asta era pentru rostul lui Chelu. Stai. No. Da, Chelu, scuze. Pentru Chelu, Chelu, ești o legendă. O legendă, eu nu știu nicio femeie care să nu viseze să se iubească cu Chelu. Și toate cred același lucru, că de la el au herpes. Bucurie, mă, bucurie! Un pic de adevăr nu strică niciodată. De la el au herpes. Scuze, scuze, scuze! Asta era de la rostul lui Bănică. Da. Mă rog. Delia! Aici. Cea mai sexy femeie din România. Da. În 1984. Delia, să știi că lumea te urăște pentru că ești frumoasă, pentru că ești talentată. Nu și Andrei Antonescu, ea te urăște din cu totul alte motive. Mi-a zis mie, eu sunt fanul Andrei Antonescu. Eu am vrut să-i cumpăr albumul de... Și mi-au apărut acolo în sugestii persoanele care au comandat acest album. Au mai comandat dopuri de urechi și o travă. Îmi pare rău. Andreea, știi cum te simți. Bun, hai să facem mai puține glume. Hai să cinstim mari sportivi. Ilie Năstase. De exemplu, Ilie Năstase, care nu e doar campion în tenis. Dacă l-ați văzut în uniforma aia de general, zici că ești campion la circ. Să nu uităm pe rege, pe Gică Hagi, care a dus limba română la nivelul său și a învins-o la penalti. Să ne bucurăm pentru Mutu, pentru Adi Mutu, care a reușit să ajungă antrenorul naționalei de tineret. Sunt atât de multe lucruri pe care Mutu le-a aspirat. Ăsta probabil e unul dintre ele. Și vreau să închei cu un cuvânt frumos pentru Dan Badea și pentru Șerban Copoț. Băieți, găsiți-vă, mă, ceva mai la nivelul vostru, cum să zic, mai încercați la drumuri și poduri, la... electrostivuitoare, la... Nu ne primește nimeni. Chiar nu-și dau seama că i-au pus acolo ca să pară buni până și concurenții penibili. Adică asta e discriminare, adică pe ei țin acolo, dar până și pe bucălaie l-au lăsat să intre pe scenă. Și Dan mai face ceva, mai face un număr, mai face o glumă, un banc, dar Șerbane, te-au chemat de 4 ori la Te cunosc de undeva, dintr-un singur motiv, că în 4 sezoane nu l-a cunoscut nimeni. Asta a fost un privilegiu să mă adresez vouă. Băi, a început cum a început, a terminat cu noi. Acoperă-ți cura maestre, că vine! Am scăpat ieftin. I love you. Deci eu pe Ilona o îndrăgesc enorm. O urmăresc pe Instagram. Am descoperit-o în story-urile lui Bendeac acum ceva timp. Stai un om foarte fericit. Când mergeau la repetiții, când i-am dat follow. Așa vrei să joc bătută, nu? Dă-mă și tu. Nu dau. Nu dau, că te respect!
îmi place de mor. Nu știu de ce, e genul de fata la care mă uit și îmi dă senzația că am putea fi cele mai bune prietene, știi? Sufletul ei de fată frumoasă. Și că am face cele mai nebune chestii. Unde ne aflăm noi aici? La repetiții. La ce repetiții? La Doi pe Bancă. La teatrul? De comedie. Nu te așteptai, nu? Fiți-ar capul al drăguților proastă. Aia a fost prima ta review când ai văzut-o. Mi-au scăpat aceste remarci. Sunt anumite persoane cu care coexist în această viață și mi-este foarte greu în momentul ăla să fac o departajare între persoana respectivă și contextul în care mă aflu în acel moment. Și atunci am un soi de adresabilitate care este adresabilitatea din viața de zi cu zi. Ori e, da, într-adevăr, atunci când repet cu Ilona sau când suntem în contexte de genul ăsta, e destul de slobă de treaba. Nu știu, se pare, nu, extrem de amuzant. Ce nu te-ai bucurat să vezi? Evident că m-am bucurat să nu, am fost așa, emoționat. Mi-a fost teamă că ea mai participa sau mai auzit de-a lungul timpului tot felul de chestii. N-aș vrea totuși să audă la televizor. Și atunci am stat cu mic stres. Da. Bună seara! Seara! Eu sunt Ilona Brezoianu și sunt cunoscută mai ales ca... Cine dracu e asta, mă? Sunt actriță în multe spectacole de teatru unde lumea se bate pe invitații. Sunt destul de cunoscută. Eu sunt cea care s-a dus la un salon să-și facă un tratament corporal și doamna de acolo a zis: eu cred că ar fi mai bine să începem cu fața. Bun, autoironie, bine, bine. Adevăr e că sunt o operă de artă. Zici că m-am operat special să semăn cu tablourile lui Picasso. Da, e bine ca actriță. Am o față demnă de filmele lui Woody Allen și o atitudine demnă de filmele din capul lui Bendeac. S-a luat frumos. Vedem două puncte, asta e o magie. S-a luat frumos. Eu am venit aici special pentru el. Știu că au mai venit și altele și singurul lucru cu care au plecat între picioare a fost coada. Atât de lent. Mihai, tu mai ții minte când ne-am cunoscut prima dată? Că ai crezut că sunt un bărbat travestit. Bine, mi-am dat seama de asta pentru că s-a dus repede la bancomat să scoată niște bani. Da. Nu, asta e maximă. Mulțumesc că ne-ai pentru mine. Aia a plăcut lui Chelu. Da. Ți-ai luat-o cu rest, cu mărunțiși. Proastă ești, vezi cum bătaie ce ții. Zi. Băi, am reușit să-l fac pe Chelu să râdă, ce să mai gata. Probabil nu știți, Mihai a făcut schimbare de sex. Adică acum are un destin, o misiune. De asta alege doar poziția misionarului. Bine, să nu credeți că zic asta pentru că am trecut prin patul lui. Nu, eu am văzut doar masa, un scaun și ceva din machetă. Glumesc, mă, am venit să te sperii. Te-ai panicat? Te-ai speriat? Nu. Mie cred că te-ai fi speriat mai tare dacă veneam și ziceam: Mihai, sunt însărcinată, dar cum să fac asta? Apropo, cu două liniuțe e pozitiv, nu? Doamne, e idiotă, rău. Hai, nu te speria acum, că nu e cazul meu. Nu, el se sperie pentru că el nu vrea nevastă, nu vrea copii. El vrea să fie un creator. E modest. Un simplu Dumnezeu, atât se vrea. Eu sunt convinsă, vă rog să mă credeți, că dacă Mihai se năștea în America, era de mult american. Excelent. Chelu, de tine nu vreau să zic nimic de rău, că și așa sunt vai de capul meu. Dar să știi că mai apar pe aici, pe acolo, prin textul meu. La droguri, la venerice, la alea. Te-ai spărat pentru gluma asta? Ai două invitații la teatru de la mine. În primul rând, mai pe centru. Oh. Nu vrei, a? Ai, știi ce pierzi. Mihai, s-a spărat? Că tu-l cunoști mai bine. Fierte. Nu, pe bune, te-ai spărat? Nu te-ai spărat, nu? Ce bine. De ce este zuiu? Te iubesc și te ador, îți dai seama. Adică, na.
Și zic asta pentru că am arcada sensibilă și curge sânge imediat. Chelu, să știi că în ceea ce privește muzica ta, e pe locul 1 în sufletul meu. Voi sunteți cei mai buni, Biugi Mafia. Hai. Da. Mă uit acum la tine și îmi dau seama că ce fac eu aici nu e rost, e testament. Deci sunt un vesel. Înainte de orice vreau să zic că mie nu vine să cred că sunt la doar câțiva pași de tine. Adică pentru o persoană pe care nu o suport, ești extrem de aproape. Delia, tu ești prietenă foarte bună cu Mihai și asta spune multe despre tine. Adică eu sunt prietenă cu el de nevoie, dar la tine n-am nicio explicație. Adică am una, dar nu o să te bucure prea tare. Norocul tău în viață a fost că ai avut o voce fantastică, altfel erai departe. În Dubai, în Qatar, cu colegele columbeanu. Bă, să dea draci în capul când mi-a scris textul ăsta. M-a pus rău cu cei mai mari doi cântăreți din studioul ăsta. Mihai? Da, să revenim la... În tine mi-e salvarea. Vreau să spun lumii întregi cine ești. Oameni buni, Mihai este un luptător. El a făcut Mondenii, după care show-ul a dispărut. A făcut În puii mei, show-ul a dispărut. A făcut Băieți de oraș, a dispărut și ăsta. Agata Cristi ar fi scris o carte după viața ta. Acum singurul lucru în care mai apar sunt pozele din lift. Eu zic să ai grijă. Da, am câteva glume și despre tine, dacă îmi permiți. Despre mine? Da, sigur. Pui până acum? Ok, am înțeles. Acest om minunat s-a apucat de regie. Asta ar fi prima glumă. Și acum repetăm împreună la spectacolul 2 pe o bancă. Bine, acum, pentru cine nu și-a dat seama, actorii suntem eu și cu el. Ne-am împărțit sarcinile așa cum am putut. El face regia, eu îl suport. El îmi zice cum să zic textul, eu îl suport. Dar asta pentru că pe lângă el pe scenă mă simt o mare actriță. Pe cuvânt. Oricine ar fi cu el pe scenă pare un mare actor. Eu aș vrea să vă spun ce indicații îmi dă Mihai la repetiții. Yeah. Yeah. Îmi zice așa. Te așezi, deschizi gura, nu scoți nicio vorbă, ridici mâna, o cobori, iar o ridici, iar o cobori, mă privești, mă pleznești și pleci. Din ce am vorbit cu Vancea, cam astea sunt toate indicațiile pe care le știe și le folosește peste tot. Lumea aclamă, public, toată lumea. Acum mă refer la vecinii tăi de apartament. Știți de ce îl iubesc eu pe Mihai? Nu, acum, serios, Mihai, te rog, vreau să fac și o declarație. Uite acum că ne vede toată lumea. Pentru că este așa cum nu l-ați văzut niciodată. E cald, e blând, e iubitor, e plin de bun simț. E o bucurie să joci alături de el, te lasă să te vezi pe scenă. Adică pe lângă el, pe scenă, te simți actriță, te... N-am, nu știu. Dar să știi că la tot ce am zis în seara asta, Mihai, textul ăsta nu e scris de mine. Băi, sunteți extraordinari și lucru fantastic este că suportați să vină oricine aici și să vă spună lucrurile astea. Măcar și pentru atâta lucru a trebuit să fiți plătiți foarte bine. Am ajuns de când după vacanțe ne-am cam dat seama care sunt scorurile pe aici. Vă iubesc de mor și mă înclin în fața voastră. Bravo! Am scăpat, scăpat! Cristi Iacob! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Fraților, dacă eram Ana Lesco, nu mergeam la falsez pentru tine. Detest pleonasmele. Îi făceam o emisiune personală, Banalesco Show. În schimb, dacă aș fi fost Irinel Columbeanu, m-aș fi dus la emisiunea Mai vrei să fii milionar?
Dacă eram, cine să zice, rebel, mergeam la școală. Excelent. Dacă aș fi fost Dan Bittman, după emisiunea Antitalent, mergeam unde vedeam cu ochii. Da, domnule. Dacă eram Dragnea, mergeam tot la pușcărie pentru consecvență. Dacă aș fi fost Mihaela Rădulescu, nu mergeam la Felix, mergeam la Băile Felix. Și dacă eram normal la cap, mergeam la alte emisiune, nu la Ai Umor. Super! Adevărat! Bună seara, sunt Cristi Iacob și promit că nu o să fac glume despre juri. Păcat. Sau să văd dacă mă pot abține. Pentru că eu știu ce se întâmplă. Voi nu știți ce înseamnă când stai pe scaunul ăla și dai note, like-uri, puncte ca la noi, sau mă rog, ce dă fiecare. Pe Dan Negru de aia nu-l cheamă în jurii, pentru că el nu dă nimic. Nu poate omul. Nu-i... Știm asta. Nu poate. M-am uitat la rosturile colegilor mei. Am văzut aici pe Monica Davidescu. De Monica, așa îi spuneam, de Monica la filmări. I-am făcut și un banc, știți bancul cu Monica Davidescu? Vino până la mine de seară, Monica Davidesculță. Oh. E subtilă. Pe urmă am mai văzut o fată a cărui nume îmi cer scuze că-l știu, Mira. Aici am văzut-o prima dată. A făcut niște glume care au supărat. Când a auzit glumele Connector, a dat ochii peste cap. Relu continuă să dai ochii peste cap mai departe. Poate găsești niște simța urmorului acolo înăuntru. Pe urmă, bun, am ajung la rostul Ilonei Brezoianu. Foarte bun. Ilona Brezoianu este o actriță foarte bună. Mă rog, Ilona Brezoianu e o actriță bună. Mă rog, Ilona Brezoianu e o actriță. Mă rog, actriță. A luat premiu. Te rugăm, lasă-te. A fost nominalizată pentru cea mai bună actriță într-un rol final. Au vrut să dea premiul de debut, dar au greșit o literă și a ieșit premiul de reboot. Așa, l-am mai văzut pe Marcel Pavel aici. Un artist complet. A fost depistat pozitiv cu coronavirus și spre deosebire de Dan Negru a dat la toată lumea. Inclusiv mie, stați liniștiți. Am scăpat. S-a luat frumos, domnule, s-a luat frumos. Și a mai fost depistat de două ori negativ la calități actoricești. Minunat. Pe Temișanu l-am văzut aici, deși mi-ar fi plăcut că Temi e un om care, nu știu, aduce foarte multă bucurie într-o încăpere atunci când iese. În schimb, singurul care se pricepe în această clădire este colegul meu, Dan Badea. Aplauze! Actorul Dan Badea. Dezvăluit, dezvăluit. Dan Badea actor. Hai. Știați că Dan Badea actor? Nu știați? Da! Mă rog, aici am o curiozitate foarte mișto. Dacă ai 40 de ani și încă mai trebuie să precizeze cineva că meseria ta e de actor, ar cam trebui să te pricepi și la alte lucruri. La stand-up. Și el se pricepe. E singurul care limită perfect pe Ștefan Bănică Junior. Ștefan... Am bătrânit și Ștefan, normal, acum ar trebui să-l cheme Ștefan Bunică Junior. Da, mă rog, să revenim la colegul meu, actorul Dan Badea. Da, actorul Dan Badea. Actorul Dan Badea, actorul. Te rog, actorul. Te rog. Da? Bun, cum, Doamne iartă-mă, să fii singură care a cântat vreodată la sala Palatului în propria ta deschidere? Singur, pe bune! Adică chiar nu s-a găsit cineva care se creadă mai prost ca tine să-ți deschidă spectacolul. Eu? Adică, Dane, nu răspunde, hai să lăsăm misterul. O bucurie ai avut și tu lunile astea, că a rămas Laura blocată în Bali. Mă rog, tu sperai să ajungă în iad, dar să știi că și în Bali a fost destul de cald anul ăsta. Ați văzut că teatrele au rămas ultimele închise în pandemia asta? Până și păcănelele au fost deschise înainte. Dar nu ne-am supărat, știam că Viorel Lis e un bătrân și nu poate să reziste mult acasă, că pentru el s-au deschis sălile de jocuri. Să aibă și om unde să duce. De fapt, mi-am imaginat 3 minute că sunt însurat cu Oana Lis și m-am dat cu capul de tot cu și vreo jumătate de oră. Apropo, știți de ce umblă ea îmbrăcată numai în negru? Pentru orice eventualitate. Că mă prindă nepregătită. Acum, sincer, eu am vrut să fiu în juriu la România au talent. Dar nu m-au primit, au zis să încep de jos. Și după aia să vin la ei. L-ați văzut pe Florin Călinescu ce mișto e? Nu știu cum mută aia camerele, ce decupaj au, dar efectiv pare viu.
Sau? Pare că mișcă. Ce bun era în filme și în seriale. Mă rog, nu în serialele cu tanti Florica. Dar o scuză, pe vremea aia, în perioada aia, era un prieten cu Andrei Duban și juca prost din Solidaritate. De fapt, știi că, Mihai, le-am dat o poreclă lui Duban și lui Marius Rizdea, când erau la Național amândoi. Dani de Vită și Dani de Porc. Mamă! Oricum, îmi pare rău că n-am făcut și eu un serial în pandemie. Asta am văzut unul pe net în regia lui Vlad Zamfirescu. Un actor cu atâta succes încât s-a apucat de regie? Mihai, îți sună cunoscut? Ți-am văzut spectacole. Dar știi că am filmele alea motivaționale când se spune că ești foarte slab și la final tu demonstrezi că ești extraordinar. Da, la tine nu e ca în filme? Și am o veste proastă, să știi că cei care au relații cu multe femei mor repede. Dar vestea bună în cazul ăsta e că Marius Manole o să trăiască veșnic. Băi, măi, nu se poate, măi. Excelent. Deci dacă omul n-a scris textul, e chiar actor. Protestez. Nu se poate. Să știți că nu numai actorii au dus-o rău, și cântăreții. Delia, spune și tu, au fost jale cu concertele. Jale. Dar mi-a venit o idee. Pentru că ție îți place să-ți folosești numele în titluri. Acadelia, Psihedelia... Îți propun să depui o cerere. Pandelia? Nu. A, ți-a venit ție acum. Foarte bună și asta. Depune o cerere pentru legalizarea prostituției. Deschizi imediat o casă de toleranță și scrii Bordelia. Nu pot să nu aplaud așa ceva. Cu asociați cu Bordea. Bordelia. Da, că-s bătrândat. Și pentru chelul. Știu că nici pentru tine n-a fost ușor. Numai pentru Mihai a fost totul bine. De ce? Pentru el oricum nu contează. De ce? Închide ochii și-și imaginează că e oricine vrea el. Chiar și un actor american important. Îți dau trei variante, alege-l. Kiefer Sutherland. Sunt proaspete, să știi. Doi. Măscărici Argher. Și ultimul e preferatul meu. Amator Son Wells. Asta este excepțional. Asta treia fost. Și ca să nu te simți singur, îmi spui și corect la mea. Mi-am dat-o singur. Robert Downey. Very Downey Jr. Glumim, dar să știți că cei despre care vorbesc sunt colegii mei și îi iubesc. Și dacă n-ar fi atât de important pentru lumea asta și pentru sufletul meu mic și meschin, n-am face glume despre ei. Bun, acum am să plec. Vă las să mă duc să reper la Richard al III-lea. Un cal. Legatul meu pentru un cal. Fii atent, dau un cal dacă știe cineva în ce an a murit Richard al III-lea. Ultimul an al lui. Nimeni. Mă rog, dacă era Șerban Copoț, înțelegeam că el nu știe nici ce număr a avut Sinfonia 5-a de Beethoven. Dar la voi aveam pretenții. Mă rog, n-aveam, glumeam. Chiar mă gândeam, te-a uitat așa, n-a. Bun, am plecat. Înainte să vin aici, mă simțeam fără roast. Uite că am avut și eu una. Mulțumesc, Andreas Petrescu. Iertați-mă pentru răutățile mici. Vă iubesc, Doamne ajută! Bine! Da, mă! Când m-au sunat să mă întrebe dacă vreau să vin la acest roast, chiar m-am enervat și am zis, mă, dacă voi chiar nu mai aveți pe cine să chemați, la care mi-au răspuns foarte sincer, nu, chiar nu mai avem pe cine să chemăm. Ideea e că mie nu-mi place să spun răutăți despre oameni și am întrebat dacă pot face un rost în care să nu spun răutăți. Și ei mi-au răspuns dacă mă pot plăti fără să-mi dea bani. Da, e o glumă, normal. E o glumă. Noi, actorii, nu facem meseria asta pentru bani. O facem pentru că vrem să trăim 1000 de vieți într-una singură. Și pentru că scena e magică. Și pentru că oamenii care se uită la noi sunt vitali. Și pentru încă multe alte lucruri pe care numai un artist le-ar putea înțelege. Tocmai de aceea se uită în felul ăsta la mine acești jurați, neînțelegând nimic. Exact asta nu vreau să fac, să zic ceva rău de oameni. Aș prefera să vorbesc despre lucrurile frumoase pe care le-ați făcut. Pentru că răutăți poate spune oricine. De exemplu, Mihai... Nu știu dacă știe multă lume. Mihai a salvat un suflet. Poate a salvat mai multe, dar eu știu doar de unul singur.
a aflat de o doamnă care și-a pierdut casa, adică banca i-a luat casa. El a luat-o la el acasă, adică s-a oferit să-i dea adăpost. Femeia era realmente disperată. Da, că de altfel orice femeie care intră în casa lui Mihai e o condiție esențială. Ei, nu, hai, gata, nu, gata, stai liniștit. Dacă n-ai întâlnit încă femeia potrivită pentru tine, n-ai nicio șansă să o găsești vreodată. Mă rog, la un moment dat a întâlnit-o, dar fata a zis că vrea să-l verifice și l-a pus să aștepte o lună. Ori singura situație în care Mihai ar aștepta o lună ar fi dacă fata ar avea 17 ani și 11 luni. Mă rog, uite, vezi? Deci, nu, n-am vrut să zic asta și de-aia n-am vrut să vin. Pentru că nu-mi place ce fac, nu-mi place să spun răutăți. Asta e, uitați tot ce am zis. Mihai, o să întâlnești o fată frumoasă, deșteaptă exact așa cum îți dorești tu. Perfectă pentru tine, cu care ai să te însori, dacă o să... cu care ai să te însori, dacă o să vă lase peștele ei. Hai, gata! Nu mai zic nimic. Gata, nu mai citesc ăsta. Pe bune. Nu! Vă rog să-mi aduceți alt text, dacă se poate. Se poate? Nu se poate. Vă rog să-mi aduceți alt text. Nu știu, ceva scris de Cioran, mai inteligent, așa. O să citesc rar, Delia, așa ca tine. Stai liniștită. Hai! Gata, hai că nu mă pot abține. Deci... E totuși o drăguță și o amabilă și o... Dar aici nu se umblă pe vârful. La rău. Stai să vedem. Ce să vă spun, că am jucat în viața asta cu actori mari. Am jucat cu Florian Pitiș. O nebunie de om. Și ce talent. Am jucat cu Horațiu Mălăele. Here it goes. Am jucat cu Horațiu Mălăele, da. Da, o nebunie, o... Am jucat chiar și cu Mihai Bendeac. L-am avut partener de scenă pe Ștefan Bănică, senior, actorul. Ștefan Bănică junior nu mi-a fost doar partener, a fost fratele meu de scenă, Bănică și Popeasca. Am făcut un cuplu frumos. Iar dacă vă amintiți de momentele noastre... Înseamnă că sunteți în grupa de risc pentru coronavirus. Da. Da. Rar un om cu asemenea carismă ca Ștefan Bănică junior. Mă rog, lumea ne tot cupla, dar singura noapte pe care am petrecut-o împreună a fost a 12-a noapte, în 2003, la Teatrul de Comedie. Frumos! Ce construcție! L-a dat cu manta Teatrului Românesc. E pe subtil aici. E pe bine, e pe frumos. E pe, da. Na, ce să vă spun mai mult? Să vă iubiți și să fiți mai buni, să construim o lume mai bună. Domnule Chelu. Ah, ce bine că nu văd. Sunteți evident un om inteligent și se vede că ați citit niște cărți. Oh, ce jignire. Ai că au început jignirile. Am ascultat și versurile ultimei piese, Lumina de la capătul tunului. Chiar am ascultat-o. Și mi-am dat seama de subtilitățile de care sunteți capabil. Sunt niște versuri sociale, pline de miez. Da. Pentru mine sunteți ca intelectuali, aceia interziși de pe vremea lui Ceaușescu. Și mă mir că nu vi s-a interzis opera încă, eu aș fi făcut-o de mult. Am zis de la început că nu-mi place să fac glume, bășcălie despre oamenii pe care îi admir. Arta în toate formele ei este benefică întotdeauna și pentru societate. Orice formă de viață care încearcă să creeze ceva merită să fie menționată. Așa că o voi menționa. Dan Badea! Eram sigur, doamnă! Dan Badea e actor. L-a avut profesor pe Marele Demrădulescu și iată că și un mare actor și profesor ca Demrădulescu poate da greș cu cineva. Asta a fost o glumă, Dane. E o mare performanță să fie cineva în preajma lui Demrădulescu și să nu se prindă nimic de el. Bravo! Îl mai salut și pe Șerban Copos, care știu că este undeva pe aici, dornic să fie și el băgat în seamă, din păcate. În același timp e băgat și în multe alte lucruri pe care nu și le-ar fi dorit. O spun cu toată admirația, Șerban, nu te-am cunoscut până astăzi și sper ca pe viitor să nu se schimbe nimic. Vă iubesc. Vă admir. Bravo. Și dacă am supărat pe cineva, îmi doresc să găsească puterea ca în inima lui să recunoască adevărul.
Hai să o facem și pasta. Doamnelor și domnilor, să o primim cu aplauze furtunoase pe Rodica Popescu Bitănescu. Copii, mă. Să rămână, senzațional. Da, ce timpuri trăim. Dar să știți că arătați foarte bine. Da, pe cuvânt. Am și aici un test. Aoleo, norocul meu că la 82 de ani... Am rămas cu muntea întreagă. Uite, am mintea întreagă, ziceam. Și mi-a ajutat Dumnezeu să ajung și la Vocea României. Da, da. Ce v-a speriat? Hai mă, că știu unde sunt. V-a speriat, haide. Sunt la I-umor. Hai, da. Apropo de Vocea României, foarte multe aveți în comun cu ea de dincolo. Auzi, Chirilă este actor al teatrului de comedie, ca și Bendea. Așa. Chelu și Brenciu au fost împreună. Nu. Nu, nu, în juri. Că ai fost la X Factor, nu? Trist, dar adevărat. Mi-a zis cineva, și nu dau nume, că e vorba de Bendea. Că tu nu prea te înțelegi cu Carla Stream. Așa e? Băi, dar stai. Eu am zis că are dreptate. Toată țara știe că tu nu... Cel mai rău și mai rău te înțelegi cu mascații. Nu este adevărat. Stai. Bun, funcționează. Mai. Doamnelor și domnilor, Rodica Popescu Bitănescu. Hai, mai. Te rog, te rog, Chelu, să nu te superi pe Bendeac. E și el actor, săracu. Iar noi actorii. Aveți toată simpatia mea. Avem nevoie, da, păi avem nevoie să spunem lucrurilor pe nume când ni-l amintim. Rodica Popescu Bitănescu. V-am zis? Asta era. Nu v-am zis? Hai mă că știați. Sunteți memorabilă. Mersi, păi așa e. Iar tu, Delia, tu ai fost în juriu la Vocea României. Mă, dar nu știu ce era cu tine, că erai într-o perioadă așa cam nasoală sau așa ceva, nu știu. Nu știu, erai oricum înainte de operații. Arătai așa nasol de tot, mă, ziceai că ești Marilyn Monroe desfumată azi. Băi, mamă. Auzi? Prima minte ascuțită din seara asta. Eu cred că mâncai ceva toxic sau... Aoleo, măi, era ceva cu scaunul. Scaunul ăla, e, da, acum că ai plecat de aici, arăși și tu, a om, bravo. Da. Ce râdeți, mă? Nu-i nimic de râs. Realitate pură. Dar voi vă dați seama, să trecem la lucruri serioase, că eu am petrecut peste 60 de ani pe scenă, mă. S-a făcut pielea de... Păi bravo, bravo! Să vă văd! Auziți? Hai copii, în primii 40 de ani știam chiar și replicile pieselor pe care jucam. Mai ales cele scrise de mine. Da. Dar știți ce îmi pare rău? Uite, cu timpul, înaintând așa în vârstă, trece timpul și începem să uităm lucrurile neimportante, inutile. Cum ar fi, de exemplu, băi, eu nu știu cum îi cheamă pe aia doi din spate. Răzvan și Dani. Ca să înțeleagă lumea, domnule, cine sunt ăștia. Dar cine sunt, mă, de fapt, ăștia? Stai, asta e așa. Parcă Badea și Copoț. Ai văzut? Bravo! Mulțumim! Hai că îi țin minte. Cosmin și Răzvan. Cosmin și Răzvan.
Auziți, măi, eu de fapt nu pot să mă las de meserie, pe cuvântul meu de onoare. Nu știu, eu sper însă să joc până în ultima clipă. Adică, în ultima clipă? Adică stai așa, să mor pe scenă? Păi da, păi unde vrei să mor, acasă? Păi stai mă, cine mai moare acasă acum ca pe timpuri? Nimeni, acum ori mor călcat pe trotuar, ori pe trecerea de pietoni, ori într-un focar de infecție, într-un azil de bătrâni, drăguț, drăguț, drăguț. Dar să știți că oamenii sunt foarte răi și nu înțeleg asta. Oamenii care fac meseria mea cu pasiune, înțeleg asta. Păi că în actorie, să știți că nu există bătrânețe, nu? Dar uitați-vă la mine, mă. Sunteți foarte vie, doamnă, credeți-mă, deci, prin comparație. Da, să știți, păi nu vedeți că oamenii sunt răi, vă spun, ai văzut? Mai merg așa câteodată seara spre teatru, pe jos, și aud așa pe câte unul, unde-i pleca mamaie? Că te așteaptă moartea pe acasă! Da, și eu, bă, dacă nu-ți place vârsta mea, să nu apuci. Hai că i-am zis. Da. Moartea. Da. Mă vediți pe mine cu moartea, pe acasă, pe mine. Da, am dat, m-am bucurat. Am dat o fugă să ajung acasă. Măi, cum să vă spun eu, am crezut că Dan Badea îmi face o surpriză și că mă așteaptă acasă. Tu? Pentru că știți cum se zice, Badea pe scenă e moartea. Bun. Acum eu sper. Bun. Nu există așa ceva pe pământ. Bă, sper că ăsta să nu se supere Badea, că pare băiat deștept, da. Iar clopoț ăsta, bă, auziți? Clopoț? Am auzit că clopoț ăsta se ocupă așa, este ecologist. Este. Da, are fața așa de bebeluș. Zici că s-a născut acum 2 ore și nu a apucat să-l spele încă. Oh. Băiatului, nu există pe pământ așa ceva. Băi, apropo de bebeluș, Mihăiță, Bendeac, băi, uite, știu de când erai mic, să știi. Zău, uite, acum ești mare. Ți-ai luat apartament cu etaj. Eu acum cu boala ta nu riscam. Băiatule, nu există pe pământ așa ceva, nu. Nu există pe pământ. Nu o să te hotărăști dacă sus sau jos. Mă, să nu mor de alergătură, ai grijă. Pentru că tu ești un actor pentru alte vremuri. Mihai, tu trebuie să te naști pe vremea lui Finteșteanu, zău. Nu râde, ăsta era actor mare, făceai carieră, să știi. Întotdeauna avea nevoie de suflări. Da, iar tu, Chelu, vai. Respira adânc? Na, nu mă vorbești. Băi, tu ești făcut și tu pentru alte vremuri. Mă uit așa la tine, uite, cu părerile tale, cu felul tău așa de a fi, cu... Uite, mă, cum se uită la mine asta, cu privirea asta, zău, așa. Făceai senzație, da. Și acum faci senzație. Dar făceai senzație și în epoca primitivă. Eu am inventat-o, doamnă. Da. Iar tu, Delia, tu ești foarte frumoasă. Știi ce se scrie despre tine? Vai, o grămadă de lucruri. Ci că înainte de show, vedetele se îmbăiau. Tu nu. Tu te împăiai. Dar mie îmi place. Rămâi așa. Și că rămâi așa. Dacă o să facă o statuie la muzeul de ceară, Delia o să fie când mănâncă. Să știți că voi sunteți vedete foarte mari, dar vouă nu prea vă place să stați împreună. Noi ne petreceam vacanțele numai între noi artiștii. Să știți că noi nu prea ne amestecam cu vedetele. Vă rog. S-a dat aici, da, s-a... Acum, îmi permit să vorbesc așa, pentru că am o carieră mare în spate. La fel ca voi, care aveți în spate atâta public. Nimeni nu râde. Aplauzați! Nu e nevoie să mă completăm, doamnă.
Acum să spună, am glumit, am vorbit serios, dar cine nu a înțeles că m-am jucat, să-mi admire pălăria și să îmi ceară prietenie pe Facebook. Cea mai bună aplicație de depistat idioți. Bravo. Să știți că eu am glumit. Toată lumea știe că n-am Facebook. Vă pup și să ne vedem sănătoși. Dacă o să apucați. Măi copii, eu vă spun, ramolizmentul vine și se ia. Știu. Și de-aia zic să vă luați pastilele la timp. Mă, ca să știți cum vă cheamă, ce vă uitați așa la mine. Să nu vă uitați numele, mai ales pe al meu. Rodica Popescu Bitorescu. Extraordinar. Doamna. A scăpat.